Că cine va pleca cu mare putere să stângă, flacăra mică și mai mare, care am avut în fiecare, și acesta e diavolul, ca să nu mai citim, să nu ne mai rugăm, să nu mai venim la adunare. De câte ori Nadal e lupte cu noi, să nu mai venim, că n-are rost. Da, aici la adunare nu sunt rapturi cu papuci, cu păpușă, aici e cuvântul viu al lui Dumnezeu, care e pentru toți, e cuvântul dragostei lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Spunea băietul de cântare că atunci când îți întorci privirile spre El, dar cât timp trebuie să rămân cu privirile spre El? Numai când am necaz, numai când e bolnav copilul, când trebuie să luăm examenul la școala de șofer, la facultate, când ne căsătorim și pe urmă ne întoarcem privirile spre nevoile noastre, când ne-am luat privirile de la Domnul, s-o gătat cu bucuria, s-o gătat cu rugăciunea, s-o gătat cu biruința, s-o gătat cu iubirea față de frat, s-o gătat, lucrurile sfinte cur de la El. Amin. Diavolul duce o luptă enormă cu noi. Știți cum ne întoarcem privirea spre Domnul? Că nu e undeva Domnul Dumnezeu, să stăm așa. Domnul e aici. Amin. Și când este de drag cuvântul și citim, atâta privim la Domnul. Domnul. Când nu mai citim cuvântul acesta, noi nu mai privim la Domnul. Așa. Și începe să ne plângem. Vai, ce lupte am, frate, dacă știi ce lupte am eu. Vai, prin ce greu trebuie să trec eu. Da, zice, cruce ca mine n-are. Da, oare Iisus nu măsoară? Păi dumneavoastră, ca oameni și eu ca om, îi pun la copilul ăla de 3 ani, îi pun la ăla de 20 de ani? Păi și papucii iau pe măsură. Și mâncarea o dau pe măsură. Așa e, mă. Păi Dumnezeu că ne-a chemat, El știe câtă putere a pus în noi. Așa e, mă. Câtă credință. Și vrea să o crească. Amin. Și noi ne uităm, vai, ce cruce grea am eu. Dar e singur? Da, mă. Sunteți singuri? Nu. Că spunea, nu că suntem cu El, e noi. Amin. A fi cu Domnul una și a fi Domnul noi alta. A fi Domnul noi, înseamnă să ai putere sărat. Să ai putere să iubești dușmanii. Să ai putere să te îmbraci frumos. Amin. Să nu-ți fie rușine. A fi Domnul cu tine, la un moment dat, ori tu e înainte, ori Domnul rămâne în urmă. Dar dacă Domnul e noi, ne conduce limbuța când vorbim. Amin. Amin. Ne conduce ochiul, ne privim. Amin, amin. Mânuțile astea care ne le-au dat, El le folosește ca unealtea Lui. Amin. Doamne, ajută-ne să privim la Tine. Amin. Câți de aici aveți Biblie? Pot să întreb? Toți. Toți aveți Biblie. Cât citiți în ea? De 4 ori am citit-o. Anul ăsta, anul trecut. Domnul se binecuvântează. Foarte bine. Cât citim în ea, atâta privim la Dumnezeu. Că știți? Domnul să vă binecuvânteze. Frumoscu! Să citim Biblia cât mai mult, că în ea îl găsim pe Dumnezeu. Dar nu știi ce fac din Biblie. E bine să faci din ea geam, să te uiți la nevoia altuia să participi. E bine să faci din oglindă geam, să vezi nevoia altora, să te duci lângă el. Dar unii fac din Biblie geam, să vadă defectele altora, să aibă ce vorbi, ce critica, ce mărfi și ce purta poartă. Dar Biblia trebuie făcut din ea oglindă să ne curățim. Amin. Când te duci la oglindă, pe cine vezi? Pe mine personal. Da. Dar când fac din Biblie geam, nu mă văd pe mine. Văd cum pășește ăla, cum s-o îmbrăcat ăla, cum e copilul cu tare, ce-o făcut ăla. Și când s-a gata adunarea, s-o căta cu pocăința. În ce discuțiile, bârfele, analizele, judecățile. Ce frate, dar am patru, nu te bucurie, doar am bucurie. Bucuria pentru cei cu inima curată. Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin. Biblia nu va înălța niciodată ființa ta. Zică, tu ești cel mai pocăit de la noi. Cel mai pocăit de la Sion. Când citești Biblia, stai în prezența Domnului. Te simți că ești un zero barat. Că ești un nimic. Că ești un vierme. Că El e Dumnezeu. Amin. Aleluia. Eu n-am trăit așa de aproape de Domnul Iisus, cum a trăit Ioan. El a trăit și din punct de vedere a părtășii, și din punct de vedere a părții fizice și a culcat capul pe pieptul Domnului Iisus.
A și scris foarte mult de iubirea frățească. Parcă s-a transmis iubirea aceasta în ființa, în gândirea lui. Și când l-a văzut în insula Patmos, omul acela a cunoscut pe Dumnezeu, a suferit foarte mult, a căzut ca mort. Când l-a văzut cât e de sfânt, cât e de mare, atunci când ne umflăm de mândrie, Iisusii tare mic. Atunci când ne măsurăm unii cu alții, Iisusii pe nicăirea. Atunci când eu mă văd mai mic ca voi, Iisusii în mine. Doamne, binecuvântă să locuiască Iisus în noi. Amin. Hristos în voi, lângă voi, în voi. Ne rulăm Biblia pe dos, că cămașa s-a fost iau și pe dos. Când iau cămașa, vedeți, dar dacă iau mai eu pe dos, vedeți? Nu, să nu vedeți. Sunt lucruri care noi le așezăm pe dos. A fi Hristos încă noi e una și a fi Hristos în noi e alta. Amin. Cine e Hristos, e viață. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Cuvântul, spunea în seara aceasta, în prima parte, vorbea la tot Israelul. Israel, adică la toată adunarea care e aici, cuvântul ne spune, să vedem ce ne spune. Israele, de te vei întoarce, virgulă. Dacă te vei întoarce la mine, zice Domnul, dacă vei scoate urăciunile tale din înaintea mea și nu vei mai... Auziți? Dar oare care sunt urăciunile astea care să le scoate? Că noi am citit de urăciuni. Sunt urăciuni? Dumneavoastră când citiți Biblia, că sunt urăciuni? Ce îmbrăcă mintea bărbătească pentru o femeie este o urăciune înaintea Domnului. Amin, amin. Da. Vreți să scoate dacă este urăciunea asta pe șpelare? Doamne, dă-ne putere. Nu i-am scris, eu nu mă citesc. Lui cuvântul meu e acelui preanalt. Glorie lui. Că îl răstălmăcim, asta e treaba noastră. Dacă îl credem, fericit de noi. Amin. Este o urăciune. Citiți, Deuteronom 22:5. Că în lumea asta modernă și postmodernă, oamenii, li s-au făcut mintea ascuțită ca muntele Himalaya la vânt. Treaba lor. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Amin. Slăviți să fie Domn. Glorie lui. Iacob pleca de la socrul său Laban. Direcția era spre țara Canaan, dar omul s-a oprit la Sucot. El a întâlnit pe Dumnezeu la Betel. Și-a întins corturile, s-a așezat acolo. Când te așezi tu ca pocăi cu legământ, în afaceri, în lucruri pământești, în lucruri care nu ți le-a dat Dumnezeu. Că noi spune fraților patrulea noastră Iisus. Și noi nu avem timp, ni s-a ajunge la adunare. Când vine la adunare, rupți o obosală. Ai milă, Doamne Iisus. Până când luăm legătura săgată adunare. Când o măcinat și Iacov a adunat, avea reșor zboi la Betel. Păi la Betel e casa lui Dumnezeu. Acolo trebuie să cânti, să te rogi. Acolo trebuie să ai grijă de frați. Acolo trebuie să te sfințești, că ești în prezența lui. La Sucot! E aici aproape de Filisteu. Și acolo s-a întâmplat o nenorocire. Fiica lui ieși la plimbare. Că trebuia să-l trezească pe Iacob că a dormit. Și poate predicatorul Gusteu a dormit și cântărețul a dormit. Și Dumnezeu trebuie să folosească un semnal de alarmă să ne trezească la pocăință originală. Amin, amin. Și fiica lui a mers, a necinstit-o și doi din fiii lui, Levi și cu Simeon, că erau frași, erau unul după altul, lucra cu viclenie, știi dumneavoastră să-l mătind și săracul bătrân s-o trezit. Păi! M-ați nenorocit cu tot. Da, imediat când o simți că e în pericol, până acolo l-a văzut, s-a întors și a zis, fația de formă. Dar nu tu ai condus adunarea până acum. Dar n-ai văzut că ăștia au inări, n-ai văzut că au cercei, n-ai văzut că ai milii din ei, nu aparține evreilor. Scoateți afară, haine, cercei, Dumnezeii străini, dați-i la mine. Eu vă gă, sucopac, eu îngropat și nu mai lupta Iacob. O lupta Dumnezeu. Vrei să lupte Dumnezeu pentru familiile noastre? Vrei să lupte Dumnezeu pentru adunările noastre? Haideți să vedem ce ne place lui Dumnezeu. Eu nu pot să atac pe nimeni. De bine, dacă vreți, purtați pantalon până vă bagă morul. De bine, puteți să vă puneți zorzoane dacă vreți. Că eu lupt la poarta cerului. La poarta cerului Iisus. Amin. Dar o spun cu inimă.
îndemnându-vă pe dumneavoastră și pe mine să ne pocăim. Slăvit să fie Domnul! Ce înseamnă teren înțelenit? Dumneavoastră să te dai la țara, aveți pământ. Un teren înțelenit înseamnă că nu l-a mai săpat, un an, doi, a crescut iarbă, bălării, de tot! Ce v-ați să îndeseniți? Cu ce deseniți? Cu cuțitul? Ori luați râletul sau casmala, ori chemați pe unul cu calul cu plug, ori tractor. Păi când vine, taie rădăcină, la rusă, uită. Strică galerii, întoarce susul, cum întoarce partea de sus, jos, și din loc de spin și de verdeață, vezi cum a pământ. Doriți să intre plugul sare în ogor la noi? Acolo unde a crescut judecata, pisma, răutatea, poftele cu Domnul Iisus, prima sămânță că pe mare la drum, a doua pe stâng. Pa, când aud Evanghelia, ce mă pocăiesc, frate, cu toate, și nu mai încerc, nu se mă jocărești, lăsa de pocăiesc, gata. Râde cineva de tine când te îmbraci cu vincios, Doamne, ferește, ce scogătar! Dacă rădăcinile se adânci în Iisus, poți să-și scui pe tine. Poți să-ți iei tot ce ai. Iisus e comarea. Slăviți să fie Domnul! Când am ajuns la a treia categorie, o zis, sămânța căzută între... Și ce-o zis? Că dai grijile, poftele, plăcerile... A, Doamne, vereță, să nu potrivească la o soră Batico cu fusta și cu patupii, că e nenorocită ziua. Ei, indispusă, să nu potrivească cămașa cu cravata, Doamne, vereță! Pofte, ele ducuri mici, dar dăunători mari. Noi dorim să distrugem dăunătorii, să rămână Hristos în noi. Amin. Când aveți să aveți roșii, așa e? Ați vă spuri ce de roșii aveți, îi vedeți? Bă, îți cât un elefant de mare. Da, vă strică grădina. Lor e teme de lucrurile la mare. Ce frate, ăsta ducă nimic, ăsta îți pleacă. Să crezi dumneata, dacă el e un demn, îți mănâncă puterea. Îți ia plaga, îți ia bucuria, ești o stană la durare. Da, știi cu ce o vorbim politic? Cu soluție. Și am dorit Duhul Sfânt să ne dea soluții să moară. Amin. Slăvi să fie Domnul. Plăcerile altor lucruri. Păi mai bine să ai vedere la Duhul Sfânt în Biblie, nu? Mai bine te plimbi pe la vol, pe Târgu Mureș, că așa e de curat pe acolo și așa se aranjate toate. Cum să stai să transpiri la adunare, la rugăciune? Nu! Mai bine să te plimbi pe Himalaya decât să cauți o văduvă. Că nu prea găsim acum, Doamne, ferește să găsesc să merg la o văduvă să stai în grede în chirurg. Și ne să mai stai acum. Îi spui de la marca de un domnul să te binecuvântează, zor. Stai gătac, mă! Dar vremea când vedem pe albinei în Cluj, fratele Vereș avea echipe de tine și o da fratele bătrân de acolo echipa la coasă. O dată dau de tine. Dincolo la fratele, dincolo strânge fânul, alt 20. Dincolo o soră bătrână, are de tăiele mea alții. Frați și surori, pocăința e sacrificiu. Amin. Amin. Lăudați să fie Domnul. La frate, când m-am pocăit pe strada Toamnei, că doi tineri studenți veneau la adunare și acum așa, fiind și studenți, și învățatul, băi, dar să rămânem pe bancă, să ascultăm, să predicăm. Unul din ei s-a dus la slujitor și frate, noi am vrea să slujim în adunare. Dar păstorul Treaz a zis, da, mă bucur de voi. Veniți cu o jumătate de oară mai repede, ai risit adunarea, dacă e ceva pentru strângeți, puneți arfele frumos, frate, dar Domnul nu m-a chemat la asta. Dar la ce l-a chemat? Direct după aia m-a chemat pe unii. Da, ia soția dacă are copii, ia să-i crească, ia să facă de mâncare, ia să spere, ia să facă tot. Și trântorul să stai, să se uite. Dumnezeu să aducă vindecare. Amin. E înțelenit ogul. Nu vă plac cuvintele. Așa este. Dar eu n-am venit aici cu fluturi după mine. Nu, nu. Dacă sunt lucrurile la rele, joc pe ele. Amin. Amin. Casa lui Dumnezeu e sfântă. Amin. Nu ești cu coală care îți vopsești unghiile. Cu lac transparent. N-ai farmacia lui Izabela cu farturile. Nu, nu. Sfinții, femeile sfinte nu iau de la Izabela. Ele iau de la Domnul Slavei. Amin. Mărit să fie Domnul. Amin.
Cum e o coronat dumneavoastră înțelenit? Au zis că spinul rădușit sămânța și nu a ajuns la coacere. Tu ne-ți dai seama că după ani de zile o pocăim tot în jos. Ei, numai pe unii suport. Are numai unii simpatizat, pe alții la coșul de gură. Ăsta e un pocăit bipernicit. Un pocăit care a crescut, îi iubește pe toți. Să roagă pentru toți. Are cuvinte de la Domnul. Că cel ce mântuiește lui Gusti e Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul. Îi înțelegi togorul. O să nu fie între voi nimeni. Păi dacă el numesc ăsta și curva. Păi dacă are glume, dacă râde. Dacă el vede numai filme. Dacă nu mă jocorește. Dar cât e de acolo până la curvie? Ăsta e bun de gură. Dacă ești lumesc în vocabular și nu ești domnicesc, tu aduci o cară lui Iisus, o să nu continuăm vorbările gole și... Noi suntem la deselenit în sala asta. Domnul m-a trimis la lucru. Dacă fac bătături, nicio problemă, vă răsplătește Domnul. Amin. Vorbările gole și lumești ne cinstesc pe Dumnezeu. Așa este. Știm ce s-a întâmplat în Ucraina, că s-a murit în Turcia, când s-a spălat din Israel, cine e Parlamentul Americii și nu știm unde-i versetul din capitolul cu tare. Cum să fii tu dacă nu citești Biblia? O cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Salmistul a zis în 119:11, strâng. Trag o predică pe sală la râsă de Părăzării. Asta e o adevărată nebunie. Asta e un lucru drăcesc. Eu strâng cuvântul în inima mea să nu păcătuiesc împotriva ta. Amin. Dumnezeu să ne vine cu mâna. Slăviți să fie Domnul! O zis să nu vă potriviți? Îi înțelegi tot acolo? Întrebarea mea pentru dumneavoastră, că vă supărați, că eu n-am să vă supăr. Eu sunt fratele dumneavoastră. Domnul să te binecuvânteze. Și vă iubesc cu iubirea lui Hristos. Amin. Odată discutam cu tânără și am zis că ținută femeie la adunare. Zic, fată, păi înțelegi, ce adunare? Păi adunarea nu-i două ceasuri cât ține aici. Adunarea e poporul lui Dumnezeu. Amin. Că te duci la servici, că ai mers la școală, că mergi la magazin, că te duci la spital să naști, că te duci la socra vizită, că te duci nu știu unde, tu ai pe Iisus cu tine și îl reprezinți pe El. Amin. Amin. Doamne, binecuvântele să-ți dăm cinstea cuvenită. Amin. Că scrie, cine mă cinstește, ce va face Dumnezeu? Cine mă iubește, îl voi iubi, cine mă prețuiește, îl voi prețui. Cine mă necinstește, îl voi necinsti. Dumneavoastră cu mine putem cinsti sau necinsti pe Iisus. Amin. Și dacă chipul viacului, după ce alergă oamenii, primul lucru care aleargă în spate, da? Apoi al doilea lucru când au bani, e luxul. Al treilea lucru când au bani, plimbările la mare, stațiuni. În România nu mai sunt stațiuni bune. Plecăsesc prin Austria, prin Franța nu plecăsesc. Prin Dubăr! Dar, înțelegi totul! Vă uitați la mine ce vorbesc! Oamenii aceștia aduc o cară lui Dumnezeu! Doamne, adu trezire în noi! Amin! Doriți să mântuiască Dumnezeu oameni la rici? Amin! Și dacă se pocăiesc ca mine, o să ajungă rai? Puneți întrebarea, serios. Dacă se pocăiesc ca tine, ajungă la ai? Dacă se pocăiesc ca mine, ajungă la ai? Da, și surorul. Au zis că fariseii înconjurau pământul să facă un fiu al genii. Noi care ne-am pocăit trebuie să trăim pocăința adevărată. Amin. Oamenii când văd, am botezat cu ani în urmă un bărbat de la satul lor. Și când o vin la botez, plângeau un frate la noi când adună aici anume. Băi, stai de vorbă, dar când o vin la botez, zic, băi, când ai făcut ultima ta sară? Zic, n-au băiete, zic, înapoi. Când? Ai câteva săptămâni bune, așa. Păi te botezi. Și când am botezat pe ea, s-o predicat, era fratele lui Cuman, cu Dorelă, l-au plâns tot timpul acolo pe holul adunării. Și-o vin la mândru, plecat, ce frate, zic, nu mai putem stăpâni, plânge copilul. Până la urmă încetat. În sat era un derbe de opocăit. Juca cărți, bea pe ascuns, umbla la locuri mizerabile și ăsta când o fi domisuită l-au dat de pocăit-o s-a parșit. Și ăsta zice, băi, lasă după incursii cu fanatismul și pe ea. Și l-au învățat, ăsta nu scăpa să vine de băutură de țigări,
Și-a ajuns să moară de mii de la câmp, o căzut în sapă și-o tăia vena și-a avut o cară. Doamne, binecuvântă-ne cu Duh de pocăință curată. Și că omul ăsta l-a pus deoparte, zic, băiete, că cunoștea Biblia de te învârtea cu ea ca pe lângă șpir. Ați vedea cât ești tu de bun de gură? Stop! Nu mai predici, nu mai merg nicăirea. Și-l-a luat cineva în mână, s-a folosit de el și-a făcut ce nu a trebuit. Da, ia ascultat în cel care judecă de. Doamne, binecuvântă-ne pe toți cu pocăința de Amin. Dacă vor, la noapte nu te duci. Aia din Turcia, știu că vine cu tremure peste ei? Dumneavoastră, sunteți sigur că dimineață vă sculați? Nu. Dacă este ceva murdar în inima noastră, e seara în care să ne smerim și Iisus să ne bine. Să știi care e avantajul nostru. Iisus e bun, chiar dacă am vorbit de păcate, n-a vorbit să vă condamn, să le vedem ca o oglindă, să ne recunoaștem, că l-avem între noi pe Cel ce iartă. Pe Cel ce spală păcatul. Aleluia. Ai vrea să te curețe, Domnul Iisus? Amin. Ai vrea? Amin. Știi ce are cel pe care l-a curățit Domnul Iisus? Are pace, primul secol. Aleluia. Al doilea lucru, iubește pe toți oameni. Aleluia. Al treilea lucru, lumea nu are valoare pentru el. Al patrulea lucru, adunarea e mai presus decât tot ce pe pământ. Amin. Eu nu-i înțeleg pe frați. Au trecut 37 de ani când m-am pocăit. Nu mi-aduc aminte numai dacă a fost plecat undeva sau bolnav. Și dacă aminte la servici și am prins un sfert de oră, m-a dus la adunare să prind o cântare cu frații. Păi lor mai frumos ca adunarea, nu găsesc pe pământ, Amin. Aici se coboară Domn, aici se împarte pâine, aici se vindecă bolile, aici se seacă de boli, aici dă Domnul viață. Amin. Dumneavoastră marți a venit la adunare, frații de la răci. N-am auzit. Amin. Dumneavoastră marți a venit la adunare. Domnul să ne ajute. Păi frate, păi ziua de marți. Acolo e caracterul pocăitului. Marța nu spun predicator. Nici nu-și cântăreți. Genunchi. Așa este. Rugăciune. Lacrimi. Suspire. Mărturisire. Acolo e pregătirea pentru întâlnirea cu Iisus. Slăviți să fie Domnul. Amin. Amin. Spunea fratele, entri că rugăciunea s-a dus. Păi, cum, Marta nu vii, acasă te rogi 3 minute, Petru nu a probleme, ai cap, la adunare când vii și aici nu merg bani, și aici îți repar robinețe, că nu trebuie și de cap afară, Doamne, îndură-te și vindecă. Amin, amin. Slăviți să fie Domnul. Gloria Domnului. Trebuie să deselenim ogorul. Doamne ajută. Când? Acum. Acum trebuie să fiu eu în inima mea trebuie să se vedeți la dumneavoastră. Că vă spun cuvântul, l-am ascultat cu atenție, dacă găsesc aici, că răutatea e acolo, încă n-am deselenit. Dacă ura e acolo, n-am deselenit. Dacă am pe cineva care nu-l supor, eu n-am deselenit acolo. Ăla e sămânța veche. Când e deselenit și sămănată sămânța iubirii, îi iubești pe toți. Amin. Credința la fața omului. Doamne, binecuvânt-o ogorul de la râs să aducă rău. Știți cum scrie Biblia? Săracul deselenește un ogor. Dar știți cum deselenește ogorul? În genul smulge și rădăcine, că ăla n-are hectare de pământ. Ăla greablă de 3 ori, adună și pietrele, că vrea să-i rodească. Ăla bogatul, dă așa, cu greblă, ce, a, las că-o fi ceva. Doamne, binecuvântă-ne să fim săraci. Amin, amin. Și atunci începem vorbele, gândurile, purtarea, timpul, tot. Și când mai venim aici la râs. Știi ce se întâmplă? Aici e miros de cer. Aleluia. Și în țara asta a fost. Dar mirosul de cer, ca la brutărie. Aveți brutărie aici la râs, așa-i? Când scotea puinea până unde miroasă? O, când o scotea la fiu scată miroasă? No. Când noi plecăm de la adunare, plin de bunătate, aia din casă, vecini, cu cine intrăm în contact, ca pâinea proaspăt. Doamne, dă-ne putere. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Dar să nu mă lasă nici pe mine. Că și eu sunt pe pământ ca dumneavoastră. Eu vinând la predică, nu înseamnă că eu sunt numai de sfânt. Și eu trebuie să mă pocăiesc ca să dumneavoastră. Doamne, ajută-ne. Amin. Asta, pentru tot Israelul, cu râciunile, eu nu le-am căutat pe toate, sunt mult mai multe, le căutați dumneavoastră acasă. Că dacă rămâneți numai cu predica, că mergeți acasă, luați Biblia după trimiteri și mergeți după rugăciuni și câte le găsiți. Pe paginile Bibliei
Scoateți-le afară. Doamne, că știți că Gedeon, Dumnezeu i s-a arătat. Eu n-am mari semne. Dar când se meargă, se dai biruință, o zis Gedeone, s-a răspund la semnele astea, nu s-a mergat pe fiul răsărit. Și cum-i bați? Te duci în casă la tarător, noapte, parul tai, aduci o șerfă cu el, aduci un taur și încălcă te la răsut. Nu te apuca de luptă dacă ai dormi în casa ta. Că îți dă diavolul bătaie de luptă, cum te cheamă? Dacă ai lucruri stricate, scoate la afară, Dumnezeu va fi cu tine și cu mine și va da biruință. Câți oameni au avut Gedeon? Care știți? 300. Și cât o luat? 30 și ceva de mii. O să era cât frunză și iarbă. Dar pentru că a făcut pașul cu Dumnezeu, cum i-am zis, Dumnezeu a mers cu el. Vrei să vină Dumnezeu cu tine? Amin. Amin. Vezi lucruri care, sincer, e frumos, te duci și vezi cauza te rugăciune. Nu vă le dau pe toate acum, că așa să mâncați mai de gratis. Trebuie să și munciți, nu? Și eu trebuie să muncesc. Că sunt muriciune, le scoatem afară, deschide inimogărul, dacă merge Dumnezeu și pe ea, o tăm, și apoi Dumnezeu, e lucru mare să mântuiască pe cineva? Nu. Frate și surori, îl poate mântui pe un bățiv? Da. Pe unul care înjură, îl poate mântui? Da. Păi ce trebuie să nici Dumnezeu mai schimbă, înseamnă că Dumnezeu mai e de tapă. Păi Dumnezeu a făcut lumea din nimic. Amin. Păi dacă spune un cuvânt demonul de fumat, de înjurătură, de beție, de curvie, pleacă și intră viața de la el. Amin. Noi vorbim de Dumnezeu viu. Slavă Domnului! Mărire Domnului! Bărbații lui Iuda ăștia slujitorii, gustii de la Avon, cu toți de aici, cu noi are treaba. Bărbații lui Iuda, deseleniți, un ocol și noi trebuie să deseleniți. Și o să nu se mănăm între sfini, că doar diavolul ne caută și pe noi. Vine la noastră viță, și la noi vine. La noi vine cu mândria, la noi vine cu lăcomia, la noi vine ce nu potrivește, ha, zice ce mă, toate strumoase, numai mobile, nu mai seamănă cu Gresia. No, săracul pocăit. Ce probleme mare are el. Oamenii merg în iad, în stânga și în dreapta, și pierde în marginea luxul. Și zice, fraților, nu-i mai ca altă dată. Dar altă dată frații prețuiau pe Domnul. Slavă Domnului. Cuvântul Domnului nu-i fără putere. Cuvântul Domnului are putere. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Bărbații lui Iuda. Ăsta aici? Amin. Dar la final, zice acolo lucru. O să dacă nu facem ce ne-a zis el, la urmă mânia lui s-a prinde ca un foc. Amin. Noi vorbim de Dumnezeu bun, îndurător, plin de milă. Dar ce ne cere Dumnezeu, dacă Dumnezeu vede la noi neascultare, la urmă aprinde focul. Îl aprinde ficat, îl aprinde linic, îl aprinde oasă, unde vrea el. Și îl dă la domnul doctor cu strângătorul și nu-mi poate spuma nimic. Îți dă la medicamente, îți mâncă banii și nu se strânge foc. Că l-a aprins stăpânul. Dacă ne pocăim, Domnul strânge de îndată. Slăviți să fie Domnul! Îți dă vine țarul 38 un foc, era în oasele mele. Care mi-a și nu putea să strâng. Dar cine l-a fost în focul ăsta? Păi cine l-a aprins? Dar cine l-a aprins? De ce l-a aprins? Păi da, mi-și-o permis. Știa nevasta unui bărbat să-l ucidă și atunci du-te de jos cu mine. Tu mi-aduci o cale? Asta mi-o fac pentru vasele tale. Îți vezi, m-a cozit de mintea cap. Și David o să-mi cur și roaie de lacrimi. Îmi mărturisesc păcatul. Mă doare pentru păcatul meu. Copturile mele miroase greu. Prietenii s-au depărtat, cunoscuții s-au depărtat. Dar Dumnezeu a rămas cu îndurare. Slăvit să fie Domnul! Amin. Acum trebuie să ne rugăm pentru bolnav, dar a vrea să-l vindecă pe la din nou. Amin. Când ați mers ultima dată la medic, ce v-a zis omul din nou? V-a luat analiză? El nu. Păi n-au cabinuit omul din nou, au numai pentru Adam. Și apoi ne spune că le-au crescut tensiunea. Și apoi să vezi glicemia cât îi. Și apoi vezi să nu te aprestare ca amețești. Dar noi avem un medic care face analize la omul din rând. Acesta-i Domnul Iisus. Aleluia. Și când face controlul țigustii, tu nu iubești cu toată inima. Ești pățarnic. Cum, Doamne, pățarnic? Păi mi-ai zis tu că ce mă bucur că te văd? Și când ai mers dincolo, ai zis, bă, ăsta fără minte e nebun. Păi tu ești realul. Păi te-ai întâlnit cu celălalt. Și l-ai vârfit pe celălalt. Păi tu ai boala bârfei. Tu nu te-ai vindecat de ea. Tu ai boli la vorbirii de rău, tu ai alte boli. Frații surori, noi nu vrem să plecăm la, vrem să ne vindece Mesia. Amin. Amin, amin. Amin. Ne poate vindeca? Amin.
Ura e o boală. Vorbirea de rău e o boală. Lăcomia e o grea boală. Doamne, vindecă-ne. Mândria e o grea boală. Amin. Iisus vindecă de bucurie. Știți că Iisus a murit pentru trup, suflet și ei. Câtă grijă avem noi de a da. Cum e afară? Minus 15 grade. Dă-l pastorul. Mai două pereche de ceora femeie, că e fric, adă bocanții. Și afară e fric de sărăuie. Și în cămașul. Sunt țări, puțină rugăciune, puțină putere, au curat să meargă. Toți care se luptă cu fricul mor. Toți care se îmbracă în fața frigului, biruie frigul. I-aș dori Dumnezeu să ne îmbrace cu puterea. Amin, amin. Că n-ai cum nici tu, nici eu să biruiu la. Într-o sală plângeam cu inima zdrobită. Și-l Doamne, examenul ăsta pe Limădreștiu pentru mine e tare greu. Unii oameni au spus așa, au zis așa, să-mi vine inimile, să urăsc, să nu mai vorbesc. Doamne, dar nu așa scrie în Biblie. În Biblie scrie să iubesc pe toți oamenii. Doamne. Simt că mă colțește ura. Iisuse, dă-mi putere să iert. Amin. Slăvit să fie Domnul. Urmează să mă apropii de final. Aveți bol? Dar acum nu vrem să le vindeci. Dar eu spuneam odată și Dumnezeu să nu contingentez că au angajat și la mine. Azi că constructorii când vreau să angajează și trebuie să încadreze în contract, mă angajează firme, sau nu știu cum le spun, antreprenori. De la alte firme se ajută la lucru. Dar Dumnezeu când vrea să grăbească lucrarea, angajează o boală la inimă, una la rinic, una la genunchi și apoi vezi cum scurg lacrimi. Să vezi cum te roși cu inima, să vezi cum toate clipele sunt pentru tine, să vezi cum cânti în adunare, să vezi cât ți-e de drag Dumnezeu. Că Dumnezeu, și după ce am predicat, Dumnezeu stai că trimiși la tine câțiva, că și la tine trebuie grăbit. Și durere după cap, durere la picat, durere aici, durere din corp. Și la un moment dat a început să curgă, că s-a deghețat apa. C-a înghețat și a început să curgă pe aici a strașilor. Și se îngumba aici și așa de aproape mă simțeam de Dumnezeu. Doamne, binecuvânta adunarea de la Reștiul Sărătate. Slăviți să fie Domnul! Da, știți care e antidotul pentru aia care ne suferiți? Ce medicamente folosiți? Că nu cred că dumneavoastră trebuie să fără medicamente. Ce medicamente folosiți pentru aia care vă urăsc? Ce vă urăsc? Ne rugăm pentru ei, dar cum? Atâta te rogi până simți că îl iubești. Pe oamenii care mi-au făcut rău, i-am pus pe listă și m-a rugat ca pentru mine. Când am ajuns să mă rog ca pentru mine, am uitat că ce-a făcut de jos de rău. Dacă nu luați medicamentul acesta, veți muri. Dar eu doresc Dumnezeu să ne dai viață. Amin. Amin. Că El s-a rugat. Cine? Domnul Iisus. Și noi trebuie să ne rugăm. Amin. Amin. Aveți Domnul care vă curăm așa la sânge, vă vorbi, vă ponegrit. Aveți? Toți în examen. Nu se poate. În primul rând, predicatorii care predică să dau examen la sânge. Dumnezeu ne verifică învățătura să vadă dacă a fost din inimă, dacă e cu credință, sau poți de pe mult așa să facem reclamă la alții câte pocăiți sunt de Domnul, trebuie la examen cu Agustii, să vadă alții câte de pocăiți. Și am dat examene și am ieșit cu nota 4. Și-o trebuie să iau de la capă. Și Dumnezeu s-a îndurat și când m-a smerit, Dumnezeu m-a ridicat la 5. Am luat notă mare. Cu asta vreau să finalizez. Ce ți-o umblă la școală, nu vrei să tăi aici copii mulți. Dacă elevul, păi nu-i așa, deci dai cu minte în bancă, nu întârzi la ore, stă la ore. Respecte pe profesoara, băi, zice, auzi, tu ești numai de 4, dar pentru că ai fost, ai avut o purtare bună, îți dau 5. Știi că și Iisus se uită la purtare, cum te porți cu soția acasă? Cum te porți cu soțul, se uită? Cum te porți cu astfel de slujitori, se uită? Să uită în timp ce se cântă la adunare, dacă cânti și tu? Să uită! Să uită la toate! Dacă ai o purtare bună și faci scăsăminte, băi, zice, ai o purtare bună, tu marge este aici, joi este aici, duminică ești la adunare, când se face o colectă pentru serate și acolo, când se face o colectă pentru văduv și acolo, băi, purtarea ta e bună. Păi că mai scap câte o vorbă, dar eu te sprijinez să ajung la biruință. Doresc să ne dai Domnul biruință! Laudă Domnului! Știi ce? E slujitorul de aici. Știți? Măcarul tu.
Bă, dar ce cuvânt greu astăzi. Pe ăsta să pune sati, să pune bomba, că păstorul el. Amin. Eu sunt numai slugă, chiar dacă s-o dat nume de păstor. Ăsta e pe ierbie. Eu sunt numai slugă, păstorul el. Lăudat să fie Domnul. Amin. Da, la unii trebuie scaun după masă, dar poveri nu. El la rugăciune nu se scaune, în zile de post nu au. Da, scaunul trebuie. Că unii au gândit că dacă stai aici pe scaun, ești cineva. Și apoi Domnul ce dacă tot e scaun, stai către mine niște căpetenii pe la tine să te caute. Și vin căpetenii niște caută și apoi dau cutiile de pământ. În Sibiu s-a întâmplat, nu dau detalii. Și un frate a plecat în Austria și a zis, băi, ca să nu vină altul aici conducător, te fac presbită. Și l-a șuns în sară, o chema cât v-a șuns. După ce l-a uns cu un delem, o nebunit. Umbla pe străzile Sibiului ca un nebun, urla, vorbea, el mă mărturise mie, nu-ți povești. Pentru că nu era chemat. Noi trebuie să ne rugăm Dumnezeu să aleagă oameni pentru slujba. Amin. Amin. Că oamenii ăștia au de luptat cu căpetenii, cu domnii, cu puterile împunericului. Și trebuie să țină sus cuvântul. Dar urmă, nu trebuie să intre în front. Nu din birou să conducea adunare. De pe cerunc întrebam pe o tână, venit de la școală. Zic, măi, de unde știi tu cum vă trage la juc? Și ăsta l-a văzut bău. Nu știu. Ei, zic, știi de unde? Pielea de aici de la cât aveai să îngroși, zice, la apoi să faci așa un duc. Zic, da, știi de unde să cunosc boii lui Iisus? O zic, nu. Au bătături la gen. Boii au după cap și au pe cerunc. O roșit, o ghitit în gol și au dispărut. Că lupta pe cerunc e grea. Dar biruința să câștigă pe genunchi. Amin, amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.